Ambele probleme sunt foarte importante și toți dorim ca să fim sănătoși, deoarece sănătatea este cea mai scumpă pentru fiecare om și nu se cumpără cu niciun fel de sumă de bani. Dar cum vom fi noi sănătoși dacă nu vom avea aer curat? Cum vor fi copiii noștri cei care trebuie să se nască sănătoși dacă mamele lor, fiind pofticioase, vor mânca arbuzii cei plini de nitrați? Sau chiar și vor fuma? Cum vor fi sănătoși copiii care abia sunt în creștere și încă n-au pus mâna pe fumat și pe mâna pe pahar, dar ei de acum se hrănesc cu legumele, fructele, care sunt crescute în solul poluat, dar noi îl poluăm din cauza că ducem acolo la gunoiște. Noi am făcut sondaje, am analizat apa care curge în cogâlnic și am analizat apa care este în fântâni și o bea lumea din Cimișlia. Și vreau să vă zic, diferența este foarte mică. Dați-vă seama ce apă veți. De ce apa din fântânile noastre este așa? De ce e că noi acolo murdărim singuri? Deoarece murdăria de la gunoiștile noastre se duc în apele solului și ajung în fântânile noastre. Așa că trebuie să ne gândim ca să fim sănătoși, trebuie să fie totul sănătos și frumos.